Și anume faptul că lansăm în consultare publică ghidul de finanțare pentru programul de înlocuire a parcului auto, RABLA, așa numitul RABLA, pe care îl cunoașteți foarte bine. Se derulează în România de 11 ani și este unul din cele mai importante programe. Însă, în anul acesta, în plus față de RABLA, avem o viziune complet nouă și venim cu o completare pe care o numim RABLA Plus. RABLA Plus pornește de la ideea că vrem să vedem pe șoselele din România cât mai multe autovehicule nepoluante. De ce? Pentru că în România 96% din emisiile de gaze cu efect de seră, din totalul de emisii din transport în țară, provin din sectorul rutier. La nivel global, 7 milioane de oameni își pierd viața anual din cauza poluării.